Eu nu ți-mi iau și short. Stai un pic. Caută pompi, ai ieșit, gata. Echipament de marțian, po? Echipament de Liga 1. Wow, e super așa. Nici nu vreau mai. Studenții care nu prea au o situație materială foarte bună, dar vor fi și replicile exacte ale tricourilor de joc cu care echipa va juca în nou campionat. Așa cum spuneam, în nou sezon Petrolul va avea un echipament marca Adidas, aici însemnând o grafă. Acest echipament va fi în vigoare, să spun așa, pentru o perioadă de 2 ani, deci a adus ca element novator faptul că și-a personalizat tricourile așa cum a dorit, un impact important în luarea decizii având și voința de zi cu zi a suporterilor. Efectele oamenilor, conducerilor, oamenilor din fotbal, managementul pe care l-au făcut, mă refer aici la Mititelu, se repercutează și asupra mea, adică Radu Barbu nu-l pot legitima pentru că este sub sechestru ANAF. Șansele noastre, eu cred că sunt destul de bune, mari. Nu e frică de nicio echipă. Anul trecut nimeni nu credea că Oțelul va ieși campioană și a ieșit. Multe echipe sunt mediatizate, dar nu pe valoare, sunt pe ratingul televiziunilor. Ce pot să vă promit eu? Că Petrolul va juca toate meciurile ca și cum ar fi ultimul. Jucătorii sunt conștienți că au ajuns la echipă cu tradiție. Chiar dacă unii vin din ligile inferioare, să știu că vor crește împreună cu noi. După care vom merge la Crâng, ne luăm echipamentul, ne urcăm un autocar, mergem la Buzău, unde vom face antrenament oficial la 12. Am avut o discuție foarte sinceră cu ei și dacă voi credeți că vom merge să jucăm cu Oțelul, să ne propunem vreun meci egal, vă înșelați. Mergem la Buzău să câștigăm meciul. Sperăm să-l și putem face. Cert este că am promis-o și jucătorii mi-au promis mie că nu vom pierde acest prim meci. Știu tot despre ei, știu cine nu va juca, cu o singură dilemă pe care o are Dorinel. O știu și asta. Nu știu dacă se joace cu un vârf central sau se joace tot. Sunt jucători valoroși și se întoarcă pe Ilioana să joace cu stadionul plin. Că le-am spus jucătorilor mei, vom juca primele etape la Buzău. Dacă nu facem rezultate și un joc foarte bun, ne vom întoarce pe Ilioana și va fi stadionul gol. Da, Florentin Dumitru, Pompiliu Stoica, Oprița sunt cei trei capitani de echipă. Da, este și un jucător român cu care discut, dar are pretenții de... Deci că l-a chemat Pițurcă pentru meciul cu Argentina.
și am văzut salariile pe lună ale câtorva echipe, 370.000, 350.000. Pot să vă anunț că salariile lotului de 23 la Petrolul este doar de 70.000 de euro, suma totală. Asta e suma. 70.000, nu 370.000 cu taur. La jucători? Da. Ei nu costă tot clubul, tot clubul, toți angajații, antrenori, în jur de net, vorbesc, 100.000 de euro net, salarii. Cam cât ia Westgate, nu știu, cam așa. O sumă fixă de 600 de euro punctul, plătibile, așa cum am spus, 70%, 30% obiectivul 1-14. Dar sunt meciuri, vor fi meciuri când vom juca cu echipe foarte mari, poate găsim un sponsor să suplimenteze. Ar fi cel cu oțelul, da, vedem. Nu, noi ne-am propus, eu împreună cu jucătorii, ca primele 5 etape să facem 7 sau 8 puncte. Mă refer la cele 3 de foc și 2 de pasări. Eu m-aș mulțumi cu 7-8 puncte pentru primele 5 etape. Nu, jucătorii s-ar mulțumi, eu m-aș mulțumi cu vreo 15. Da. Nu știu, aveți pentru primele etape, dacă se fac 12 puncte, de acasă le aduc 1000 de euro. Și au alergat foarte mult și au dorit. Bine, dar am întâlnit și o echipă care a fost un bun partener de spectacol, de andramă. Petrolul va alerga atât ca alergat oțelul, este 100% victorie. Merge. Pompi, debut infernal. Da, debutăm cu oțelul, campioana României, după cum știți, și câștigătoarea Supercupei, dar până la urmă trebuie să jucăm cu ei, mai devreme sau mai târziu. Totuși, la început, e tare greu. S-a dovedit că oțelul e un... Da, la prima vedere programul pare cam greu la început, dar până una alta trebuie să jucăm, să ne facem datoria și să ne respectăm la zonă. Te teamă de oțelul? Nu, nu mi-e teamă de oțelul și de nicio echipă din Liga 1. De ce? Pentru că eu consider că suntem puternici și putem face față cu brio Ligii 1. Numele de marțieni crescut să sperie? Nu știu cât o să-i sperie, dar rezultatele sperăm noi să fie convingătoare și sperietoare pentru ei. Când te-ai pus echipamentul, ziceai că e deja 1-0 pentru Petrolul. Da, în legătură cu echipamentul, pentru multe echipe din Liga 1, suntem peste ei. Și peste Oțel. Și peste ei. Cum te simți în calitate de al treilea capitan al echipei? Mă simt bine, fericit și sperăm să facem o figură frumoasă anul acesta în Liga 1. E o responsabilitate în plus, banderola? Da, este o responsabilitate. Cum te simți în Dalbana? Cum am simțit și ca până acum, ca peștele în apă. Nervă oțelul. Da, asta este. Ce pot să zic? Jucam contra campionă, dar cred că o să facem o treabă bună. Nu o promit victoria, dar o să promit că jucătorii o să las sufletul pe teren să prindem obiectivul, punct sau puncte. În vedere că ești împrumutat de la ei, e un motiv în plus? Da, am un mare motiv să demonstrez încă o dată că am valoare. Cunoști pe băieții de la Oțel, da, de cine ți-e teamă? Cine mi-e teamă? Păi nu știu, poate prietenul meu, Perendia, dar posibil că nu joacă. Nu știu, tot echipa Oțel are valoare mare și au demonstrat și acum la Supercupa, dar ce pot să zic eu? Că batem, o să încercăm. L-au și pe Parastiv, desemnat de UEFA, cel mai bun jucător din campionat. Da, este un jucător foarte bun, foarte valoros, dar o să promit acum că nu o să las șanse mare să demonstrez încă o dată asta. Okay. Mulțumesc la fel. Poftim? Un scor? Niciodată nu pot promit scor. Dar încă o dată o să zic că o să lăsăm și sânge pe teren să facem un rezultat bun. Mersi, baftă!
Mersi frumos!